Slăviți să fie Domnul! Psalmul 145, versetul 11 și 12. Vor spune slava împărăției tale și vor vesti puterea ta, ca să facă cunoscut fiilor oamenilor puterea ta și strălucirea plină de slavă a împărăției tale. Și mai citim din Fapte, capitolul 4, versetul 29. 30 și 31. Și acum, Doamne, uită-te la amenințărilor lor, dă putere robilor tăi să vestească cuvântul tău cu toată îndrăzneala și întinde-ți mâna, ca să se facă tămăduiri, minuni și semne prin numele robului tău celui Sfânt Iisus. După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați, toți s-au umplut de Duhul Sfânt și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Amin. Vă rugăm să reocupați locurile. Fratele Duțu vorbea de o hrană care se digeră în mod diferit. În Evrei, capitolul 5, versetul 13, vorbește de lapte. Iar în versetul 14 spune, dar hrana tare este pentru oamenii mari. În 1 Petru, capitolul 2, versetul 2, se spune de un lapte duhovnicesc și curat. Eu știu că din dumneavoastră mulți nu mâncați după ora 6. Și bine faceți. Acum nici nu aș vrea să dau o hrană foarte tare ca să nu se poată digera. Am ales așa o învățătură pe la mijloc, nici chiar lapte, să vă dau numai un pahar de lapte, nici o hrană foarte tare. Acolo vorbea despre neprihănire. Odată în Fapte 24-25, apostolul Pavel vorbea cu Felix despre neprihănire și când a auzit la starea asta de neprihănire, s-a îngrozit legătură, a spus, acum lasă, că te-am ascultat altă dată. Mi-am propus în seara asta, din psalmul care a fost citit, să vorbesc despre puterea lui Dumnezeu. Frații mei, există în lume, în societatea în care trăim, manifestări de putere omenească. În Deuteronom 4:30 se ridică împăratul pe acoperișul palatului și se laudă zicând, nu este acesta Babilonul cel mare care l-am zidit eu cu puterea bogățiilor mele? Sinonim, puterea economică. În Isaia, capitolul 31, versetul 1, vai de cei care coboară în Egipt, se bezuiesc pe puterea cailor și a carelor. Îi puterea militară. Și oamenii acum își încordează muștii, fac clasamente, care e cea mai înarmată națiune, nu știu România pe ce loc este, dar e puterea militară cu care se laudă oamenii. În Proverbii, capitolul 18, 21, versetul spune, viața și moartea stau în puterea limbii. Asta înseamnă puterea politică, care e mai mare, că ea conduce și puterea militară și puterea economică. Dar în chip nevăzut, există în universul ăsta așa alte puteri. În 1 Corinteni 15, 56 vorbește de puterea păcatului. Căci păcatul are putere. Are putere de atracție, te atrage. De aia Pavel îi spunea lui Timotei, fugi! Are puterea înfăptuirii, Isaia 57:10, obosești mergând și tot nu zici încetezi, tot mai găsești putere. Că păcatul așa are el o putere, te face să nu înfăptuiești. Și apoi are puterea pedepsă, că plata păcatului moartea. Rețineți un lucru, puterea păcatului este foarte, foarte mare. De aceea oamenii păcătuiesc, dar vestea bună care o am este că există o putere mai mare decât puterea păcatului. Și Domnul spunea Marcu 2:10, dar ca să știți că pe pământ fiul omului are puterea să ierte păcatele. Există puterea păcatului, dar există puterea iertării păcatelor. Și puterea iertării păcatelor întotdeauna este mai mare decât puterea păcatului. Că asta e puterea care vine de la Dumnezeu, deci
vestea bună care o am pentru dumneavoastră, pentru că nu vă cunosc, n-am fost de multă vreme aici, câteva excepții a prietenilor mai vechi, nu știu cine ești, nu știu ce păcate ai, nu cunosc trecutul tău, dar sunt aici ca să spun așa, orice păcat ai fi înfăptuit, cât de greu ar fi păcatul, sângele Domnului Iisus îl poate ierta. Și noi lăudăm acest sânge. În sângele ăsta încăpăta și noi iertarea de păcate. Și în rănile lui avem vindecarea de boli, lăudat să fie Domnul. În 1 Corinteni capitolul 4, versetul 20, atunci când vorbim de slujire și părtășie, apostolul Pavel spunea că împărăția lui Dumnezeu nu stă în vorbe, ci în putere. Iar un poet creștin, o cântare care o cântăm noi în cântarea în cor, spunea căci mă doare mult și amar vorba multă fără har. Părtășia fără foc, viața fără duh deloc. Eu doresc ca în seara aceasta puterea Duhului Sfânt să fie aici. Amin. Și slujirea noastră să se facă prin puterea lui Dumnezeu. Doamne ajută-ne! Când Domnul trimite ucenicii, Marcu capitolul 3, versetul 15, le-a dat puterea să scoată dragi, le-a dat puterea să vindece bolnavi. Și mulțumim Domnului că astfel de puteri încă se mai manifestă. La noi adunarea este în post de multe zile. În unii cauze Dumnezeu ne-a ascultat, în altele o înfăptuit planul Lui. Avem la noi în adunare o soră care are 35 de ani și mama 6 copii, care a fost pentru a patra oară operată pe creier, tumoare la creier. Când acum vreo 3 săptămâni au dus bărbatul ultima dată la operație, doctorii au spus, șansă zero, domne, nu ne dați bani, n-avem ce face, șansă zero. La dorința expre a bărbatului și a familiei, i-a deschis craniul pentru a patra oară și a spus, noi am făcut, nu putem să luăm mai mult, că rămâne paralizată, e o țesătură din nervi acolo, eu nu cunosc medicina, n-ai cum să te atingi să iei totul. O lună de zile, șansă. Și când a făcut acum un remeneu, doctorul a spus, domnule, se pare că tumoarea s-a retras. Și îți pare că era programat la chimioterapie, nu mai are nevoie de niciun tratament, ceva s-a întâmplat. Dar eu știu ce s-a întâmplat. Puterea lui Dumnezeu. Aceea mare, că Dumnezeu are mare putere. Așa de mult îmi doresc, facem evanghelizări, fraților. Și câteodată eu însumi așa de neputincios, că-i vorbă mult fără har. Vin bolnavi la adunare, pleacă bolnavi de la adunare. Vin oameni stăpâniți de tot felul de stări depresive, tot așa pleacă, noi predicăm frumos, noi cântăm frumos, vin oameni cu păcate, cu pofte, cu fără de legi, legați în lanțurile fără de legi și tot așa pleacă și noi continuăm să predicăm frumos și mă gândesc, dar unde e puterea de vindecare, unde e puterea eliberării? Și așa mă bucur că din când în când Domnul ne mai dă câte un semn cu noi. Și sora aceea de la Botnărie, care a citat-o fratele aici, sora Magdalena are 30 de ani, 7 nașteri prin cezariană toate. Eu am fost la o mormântare când a murit un frate de-al ei, ea s-a supărat foarte tare, că în Psalmul 37:8 spune, nu, lasă mânia, părăsește iuțimea, nu te supăra, că supărarea duce numai la rău. O mare generatoare de boli trupești îi supărarea. Și sora asta din ziua aceea o doare capul și o doare capul și o doare capul și urlă că o doare capul. I-a făcut un control cancer la creier. Am fost acolo să ne rugăm. Nu vă spun ce jale era. Familia nu se ruga, familia urla, casa plină, în post și rugăciune. Ajutați și dumneavoastră în rugăciune. Când vă aduceți aminte acasă că este o soră care are tumoare pe creier, are 30 de ani și 7 copii. Și poate Dumnezeu ne va asculta rugăciune. Vorbim de puterea asta lui Dumnezeu de care avem nevoie în slujire
Și apoi spune în Roman 15 cu 19, fie prin puterea semnilor și a minunilor, fie prin puterea Duhului Sfânt, și încă o dată doresc ca Domnul să ne dea putere. Amin. Amin. Când mă gândeam la puterea aceasta, eu consider că puterea la mod absolut o are Dumnezeu, supremația în univers. Și nu vorbim că nu ne pricepem de cum a făcut Dumnezeu universul ăsta. Incomensurabil, cum l-a structurat. Oamenii au spus că universul e structurat în grupuri, grupurile în roiuri, roiurile în galaxii, galaxiile în sisteme, sistemele în planete. Noi suntem pe Pământ, facem parte din Calea Lacteie, galaxie care se învecinează cu Andromeda și norul uriaș al lui Magellan. Și mai departe, vorba lui Dionisie Giucis, mintea noastră pică, nu mai pricepem. Puterea absolută e la Dumnezeu, Dumnezeu atotputernic. Dar la un moment dat s-a făcut un transfer de putere. Și după ce Hristos a înviat din morți, în Matei 28 cu 18, strig odată tare, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Și după ce au făcut declarația asta, se întoarce spre ucenici și le spune în Fapte 1 cu 8, ci voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi. Deci, din puterea aia supremă a lui Dumnezeu, se face un transfer către Hristos și Domnul îi dă și nouă putere prin Duhul Sfânt. De aceea, frații mei, fiți plini de Duh. Că în Duhul ăsta Sfânt care ne-l dă Domnul, ni se face o infuzie mare, o cantitate mare de putere. Și pentru asta îl slăvim pe Domnul. Gândindu-mă la puterea lui Dumnezeu și la modul de accesare, cum ajung eu să beneficiez de puterea asta lui Dumnezeu, am găsit că Dumnezeu ne conferă o măsură de putere ca un dar, ca un favor, ca un har. Spune Roman 15 cu 15, prin puterea harului. Harul care ne l-a dăruit Dumnezeu are în sine o măsură de putere duhovnicească. Și asta vine în urma legământului care îl face. Mă aduceți-vă aminte, băieți, de aici, că era odată un băiat mai tare ca voi, mai mușchiulos ca voi, care au luat o falcă de Magar și au omorât 1000 de filisteni și au luat porțile unei cetăți, Samson, de el vorbesc, avea o putere deosebită în virtutea legământului care l-a făcut cu Dumnezeu. Nu știu cât a fost meritul lui, ce i s-a cerut lui, mai degrabă părinților lui, dar în virtutea asta a legământului, Dumnezeu i-a dăruit deja o putere. Frații mei, în momentul când noi încheiem un legământ cu Dumnezeu, în clipa aceea Dumnezeu ne dă și putere să păstrăm legământul. Am întâlnit o și retenie a vrășmașului și au venit oameni și au spus, domnule, eu m-aș pocăi, mă tem că nu pot să țin. Și omul pare foarte sincer, dar asta nu-i decât o viclenie a diavolului, pentru că eu vă spun un lucru, diavolul e atât de înțelept și bătrân și puternic, încât noi nu am putea noi ca oameni să luptăm cu el. N-avem cum să luptăm. Noi avem biruință, spuneam dimineață, garanția biruinței, unirea noastră cu Domnul. Că noi n-am plecat la război, spunea Domnul, pe cheltuiala noastră. Noi ne-am înrolat în urma unui căpetenii, căpetenia desăvârșirii. Numele lui e biruitorul. Slăvit să fie numele Lui. Dacă Domnul ne-ar părăsi o secundă, două secunde, noi n-am putea lupta cu vrăjmașul. Dar El este în noi, puterea Duhului Sfânt e în noi și noi putem ține legământul. Ar spune cineva, eu nu pot să mă las de fumat, eu nu mă pot lăsa de băutură. Unul spunea, măi, eu nu vreau să-L iau pe Dumnezeu în bagiocură, măi. Eu dacă mă pocăiesc, dar știu că nu pot ține. Dar când faci un legământ cu Domnul, Domnul îți dă putere ca să poți ține legământul. Și mulțumim Domnul. Asta e puterea harului care ne-o dă Dumnezeu. Și mai este o putere, am găsit-o eu în Psalmul 84, când băiețul lui Cori a început să cânte o cântare, așa frumos ca dumneavoastră.
Cât de plăcute sunt locașurile tale, Doamne, al oștirilor, știți psalmul. Sufletul meu suspină și tânjește de dor după curțile Domnului. Inima și carnea mea strigă către Dumnezeu, ah, altarele tale, Dumnezeu meu și împăratul meu, până și pasăre găsește acolo un loc și rândunica, un cuib unde își pune puie. Și versetul 5, ferice de cei ce locuiesc în casa ta, că ce tot mai poți să te laude. Ferice de cei care își pun tăria în tine, în a căror inimă locuiește încrederea. Și vine acum versetul 7, interesant. Când străbat aceștia valea plângerii, o prefac într-un loc plin de izvoare, ploaia timpurie o acopăr cu binecuvântări. Ei merg din putere în putere. De unde puterea asta? Din părtășia cu frața. De fiecare dată, să știți, frații mei, că părtășiile astea ne oferă o mare putere duhovnicească. Pe Pavel l-a bătut cu pietre și l-a lăsat ca mort, l-a trânit afară din cetate. Dar a venit frață, l-a înconjurat și când a văzut că înconjoară frață, Pavel s-a sputurat, a căpătat putere. Un frate povestea că a venit frață să se roage pentru soacra lui, care sta ca moartă, era în comă. Și după ce frață s-a rugat, bătrâna s-a ridicat, zic, haideți în casă. Nu de mult am volavit cu de jos cu un grup de frați la o soră, mama lui Mutești, care vine acum. Era în comă, familia plângea, am zis că frață, faceți o rugăciune, așa ca pentru un mort, că văd că mama se duce. Și erau acolo niște frați, s-au rugat și după ce s-au rugat, sora s-a ridicat, a zis că așa mi-e de foame, dați-mi mâncare, trăiește și asta. Știi ce putere are părtășuia asta? Cu frață, cu sororul în adunare, ascultând un cuvânt, o cântare, rugându-vă împreună, să nu neglijăm adunarea fraților, să nu neglijăm părtășuia, că asta e o sursă de putere. Harul Domnului ne dă putere în părtășuia aceasta. Apoi spune în Evrei, în capitolul 7, versetul 16, prin puterea unei vieți neperitoare. În momentul când tu trăiești o viață evlavioasă, te străduiești într-o măsură oarecare să stai aproape de Dumnezeu, trăirea ta îți oferă o măsură de putere. Că în Ioan 3:21 spune, dacă nu ne osândește inima, avem îndrăzneală. Proverbii spune, cel neprihănit îndrăznește ca un leu tânăr. Trăirea unei vieți frumoase ne conferă o mare cantitate de putere duhovnicească. Dumnezeu să ne ajute, amin? Și dacă este posibilitatea de accesare a puterii lui Dumnezeu prin harul său, eu cred că sunt și metode de a accesa puterea lui Dumnezeu prin autodisciplinarea noastră. Spune cuvântul Domnului în Roman, capitolul 1, versetul 16, mie nu mi-este rușine de Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos, pentru că ea este puterea. Aici, frații mei, în Scriptura asta găsim puterea lui Dumnezeu. Psalmul 33:6, cerul a fost făcut de prin cuvântul lui. 33:9 spune, el poruncește și ce poruncește ea ființă. Luca 1:37, niciun cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu nu-i lipsă de putere, fraților. Matei 24:35, cerul și pământul vor trece, cuvintele mele nu vor trece. Apocalipsa 14:6, zbura un înger pe mijlocul cerului cu o evanghelie veșnică. Aici e puterea lui Dumnezeu. Când ai citit ultima dată? Deschizi mai des Scriptura sau calculatorul? Deschizi mai des Biblia sau telefonul pe care urmărești tu știrile? Nu știu. Și știți, am o hibă și eu, un defect, sunt curios. Ia spuneți, citiți mai des în Scriptură sau urmărim știrile din lumea asta? Nu știu ce putere vei găsi acolo, că oamenii sunt puși ca să creeze panică și teamă și spaimă, că nu vorbim de frică acum, că există trei duhuri care generează frica și trei feluri de teamă. Există fapte 9:31, frica de Domnul, da? Biserica se bucura de pace, zidea sufletește și umbla în frica Domnului. Ăsta e de la Duhul Domnului. De la Duhul Domnului din Isaia. Plăcerea lui va fi frica de Domnul.
Mai există o teamă care vine din Duhul nostru, că și noi avem Duh, 1 Tesaloniceni 5:23, și Duhul și Sufletul, da? Și rațiunea, logica noastră poate provoca frică. Și mai există Duh de frică, din 2 Timotei 1:7, noi n-am primit un Duh de frică, nu, am primit un Duh de înțelepciune, de chipzuință și de putere. Știrile lumii de astăzi sunt ca să ne aducă pagubă și frică. Multe, multe, multe duhuri de frică s-au slobozit acum din infern și îi atacă pe credincioși. Dar de ce? Noi n-am primit duh de frică, fraților. Am primit un duh de înfiere care ne face să strigăm Ava. Și când Tatăl meu conduce universul, și când Tatăl meu e cel mai puternic, eu de ce ne să mă tem? Ei bine, dacă mă revin la cuvântul Scripturii, ni mai dragă Scriptura sau știrile din lumea aceasta, că o sursă de putere pe care o accesăm prin disciplinarea noastră e citirea Sfintelor Scripturi. Doamne ajută-ne să le citim! Și Doamne ajută-ne să ne placă Scriptura! Amin? În Luca 21, cu 36 spune: de aceea rugați-vă ca să aveți putere. Era vorba de niște necazuri care la venirea Domnului și să rămâneți în picioare. Că o altă sursă, de o altă modalitate de accesare a puterii îi prin rugăciune. Și câteodată venim la adunare așa, n-avem nici cuvinte de rugăciune, deprimați, obosiți, și numai ce te pleci pe genunchi, când începe adunarea să se roage așa, ca un vulcan izbucnește și coboară Duhul Sfânt și te ridici și te antrenezi, începi să vorbești în alte limbi și cânți în alte lumi și te desufletește, că mare putere are rugăciunea. Rugăciunea e o sursă de putere. Dacă mergem în Isaia 58 cu versetul 11, în urma unui post care se aude și primit de Dumnezeu, El va da iarăși putere mădularilor tale. Vei fi ca o grădină bineutată. Dumnezeu să ne dea și puterea de a practica postul și rugăciunea. Știți cum este o vorbă, că pofta vine mâncând. Eu am avut perioade în viață când posteam foarte mult, după aceea am avut perioade când nu puteam posti, că am neglijat o vreme și nu mai poți posti. Te doare capul, te gândești numai la mâncare, când îți împui așa un program ca să împostești, apoi iară poți să postești și postești ușor. La noi în adunare se practică foarte mult postul. Duminici la rând stăm de dimineață până seara cu adunarea plină și cor și formație și balcoane și copii. Săptămâna asta cred că am avut 5 zile de post în adunare. Avem niște tineri care postesc foarte mult, la un moment dat le-am spus: măi copii, nu mai postiți atâta, aveți de învățat, sunteți în creștere. Practicau 4-5 zile de post pe săptămână și le-am oprit noi că prea mult posteau. Avem niște tineri foarte credincioși, cu dar, cu descoperiri, cântă foarte frumos, îmbrăcați cuvincioși, cu bun simț, e un har care ne-l-a dat Domnul nouă. Dar postul e o sursă de creștere a puterii lăuntrice. Și acum, vorbind de puterea asta, e un dar al lui Dumnezeu, un dar al Harului, puterea Harului o numește Pavel, și modalități personale de a accesa puterea asta. Și hai să spunem că Dumnezeu ne-a dăruit puterea asta. După ce am ajuns la o măsură de putere, există două posibilități. Una, să pierzi puterea, și sunt care au pierdut puterea. Dormea Samson cu capul în poală la Dalila, cât de bine se simțea el acolo, dar un brici o tăia cele 7 șuvițe, sursă de putere, și a spus: filistenii sunt asupra ta, o bătut din palme, nu ca să fac ca așa altă dată. Nu știa că Domnul părăsise. Pavel spunea în 2 Corinteni 13:5, pe voi înși vă încercați-vă. Pe voi înși vă cercați-vă, nu recunoașteți voi că Hristos este în voi? Și câteodată e bine să ne mai încercăm. Mama mea era foarte bolnavă, foarte bolnavă. Și au venit niște frați, au făcut ungerea și la vreo 2 săptămâni eram acasă și fratele Vasile Moloci, care azi m-a sunat, mi-aduc aminte că o bătut la poartă: da, frate Vasile, bucuros că vine. Măi, a făcut ungerea lui maică-ta, ce se întâmplă cu dânsa? Eu din când în când îmi verific lucrarea.
Așa ca Ieremia, mă uit la urma pașilor în vale, am spus, frate Vasile, Dumnezeu a vindecat-o și o face treabă. Îi bun, mă duc mai departe. Că din când în când mai vreau să văd, Dumnezeu nu mai ascultă rugăciunea. Dumnezeu nu mai însoțește cu har în cântare, cu har în predicare. Pavel spune, măi, mai încercați-vă. Și acum eu am ajuns la o unitate de măsură a puterii și spun, există două variante. Una, să scadă puterea, să pierzi din putere. Eu mă aduc aminte când stăruiam după Duhul Sfânt, este un proverb românesc, copiii cu capul mare sunt nați greu. Și eu tare aveam capul mare. Și tare mai mult am stăruit. Logică, rațiune, cum să vorbesc ceva ce nu știu, și tare mă năcăjit. Post, rugăciune, plângeam, alergam în vremea aceea, prin viscol, prin ger. Mă trezeam noaptea din pat și plângeam pe marginea patru. Toți ai mei prieteni primeau Duhul Sfânt. Mi se părea că vine răpirea și că eu rămân pe pământ. Până când, odată, Domnul m-a botezat cu Duhul Sfânt și am început să vorbesc în altă limbă. Și acum eu mă gândesc, după ani și ani de pocăință, eu am 60 ceva de ani de când sunt pocăit. Vârsta o am 61, cam de 60 de ani spocăit. Pavel spune că dacă unul din părinții credincioși copilului sfânt, cam un an am fost sfânt. După aceea când am început să fac pozne prin casă, aveam nevoie de pocăință. Și am 60 de ani de când spocăit și mă gândesc, acum sunt mai tare ca atunci? Am crescut în putere sau am scăzut în putere? Și mi-am pus problema, cum ar putea un om să scadă în putere? Și de ce? În Iov, capitolul 12, versetul 18, cineva spune așa, foamea îi mănâncă puterea. Un om, din punct de vedere fizic, care nu mănâncă mult, îi mai slab în putere. Nu-s caloriile, nu-i energia aceea, da? Și aici Biblia spune, foamea îi mănâncă puterea. Sunt credincioși care rabdă de foame. Dar cu ce ar trebui oare noi să ne hrănim? Revine iarăși la Scriptură. 1 Timotei 4 cu 6, Pavel spunea lui Timotei așa, dacă vei pune în mintea fraților aceste lucruri, vei fi un bun slujitor al lui Hristos, pentru că te hrănești cu cuvintele adevărului și ale bunei învățături. Mâncarea noastră, frații mei, felul 1 e Scriptura. Păi dacă nu mâncăm din Scriptură, nu avem putere. Doresc ca Domnul să ne dea foame. Că Domnul spunea, ferice de cei flămânzi și însetați. Acolo spune după Scriptură, Matei 5 cu 5. Dar eu spun, ferice de cei flămânzi și însetați după Scriptură. Mă rog Domnului, în zilele care urmează să vă dea foame și sete după Biblie, amin? Mâncând din Scriptură, dintr-o dată capiți putere. Și apoi felul 2 spune în Ioan 6:55. Trupul meu este cu adevărat o hrană și sângele meu cu adevărat o băutură. Asta nu știu să explic și ce nu spun vă. Nu știu cum niște elemente fizice vorbind aduc putere în omul din lăuntru. Pavel spunea 2 Corinteni 4 cu 16 că avem om de afară și om din lăuntru. Ei bine, cina, care pâine și rodul vieții, aduce putere în omul din lăuntru. Și eu am destule exemple de frați și surori din adunare care au neglijat cina Domnului și dintr-o dată au devenit foarte slabi. N-am povestit la dumneavoastră că întâmplarea veche, protagonistul ei, acum e căsătorit, om la locul lui cu copii, când era tânăr, a venit acasă la noi, l-a bătut pe tas, o spart geamurile, nu-l puteau ține trei oameni. Și am fost cu niște frați acolo și am stat de vorbă, încet, încet, ne-a rugat și el spune, mai frate, eu sunt botezat în apă de 6 ani, dar n-am luat niciodată cina Domnului. Că la botez a fost un program mare cu invitați, cu flori, cu certificate, cu masă de dragoste și au spus, frate, nu facem și cina, că e prea lung, facem duminica viitoare cina. Dar duminica viitoare eu nu m-am mai putut duce la cină, am fost undeva și am neglijat și până în ziua de azi n-am luat niciodată cina Domnului.
Și mi-am dat seama că acolo unde nu-i hrana asta, unde nu ne hrănim cu trupul și cu sângele Domnului, diavolul are intrare. O familie bine cunoscută din partea noastră locuia în Italia, ea avea o pocăință aproximativă. Am mai povestit eu asta. Și la un moment când stă în casă, a apărut diavolul așa într-un chip hâdos înaintea ei, nu dau nume că nu vă interesează și nu știu dacă se bucură ea că auză-l pe internet. Și când au văzut apariția aceea, ei au făcut ce au știut e mai bine, ce am învățat noi. Au spus, sângele Domnului să te mustre. La care diavolul Ieron îi spune, care sânge? Că tu ai? Și i-a spus exact câți ani avea de când nu s-au împărtășit. Și eu merg pe multe adunări și se întâmplă să fie cina Domnului și mă împărtășesc cu frații și nu-i spun la nevasta că, băi, am avut cina, să știi. Nici la comitet nu le spun. Nici eu nu știu că deodată când m-am împărtășit, că întâlnim des lucrarea asta. Dar am uitat că diavolul știe când te-ai împărtășit în altă. Și îi râde ironic, care sânge? Tu ai atâta timp de când nu te-ai împărtășit cu sângele Domnului. E bine, când vorbim de sursă de putere, atunci eu spun că în Scriptură îi puterea. În cina Domnului, că trupul meu e cu adevărat o hrană, sângele meu e cu adevărat o băutură, frații mei. Avem noi un frate, o pleca la Domnul cu 14 copii, el era tare pocăit. Și copiii erau prin Austria, prin Belgia, l-a chemat tata, hai la noi, și îmi spunea, măi, m-a pus la masă mâncări de tot felul și sucuri și băuturi răcoritoare de nuncă pe o pe masă, dar m-am dus la adunare, spunea fratele, și era cina Domnului. Și un slujitor smerit trecea cu trupul Domnului, spune, luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Și-o zic, băieții mei, tăți o sta jos. Și îi spunea, măi, pentru trupul ăsta atâta mâncare și băutură și pentru sufletul din tine doar o frământură, atâta voia, sufletul din tău, să întind mâna și să iei. Și ai stat mâniosul capul în jos. Cum ne raportăm noi față de cina Domnului? Cum ne raportăm noi față de trupul Domnului și de sângele Domnului? Dumnezeu, fraților, să ne dea binecuvântarea. Amin? Deci felul 1 am pus Scriptura, le-am pus eu așa ca să înțelegem. Felul 2, trupul și sângele Domnului. Felul 3, ar trebui să fie bun o prăjitură. Lângă fântâna Sihar, în Evanghelia după Ioan, capitolul 4, Domnul stă de vorbă cu o femeie și în versetul 32 vin ucenicii cu o mâncare, el îi spune, eu am altă mâncare. În versetul 33, ei se întreabă, dar cine i-a adus mâncare? Dar versetul 34, Domnul îi spune, mâncarea mea este să fac voia Tatălui meu care este în cer. Ați cântat în deschidere o cântare, mă gândeam să predic spre voia lui Dumnezeu. Voia ta, voia ta, Doamne, înveci voia ta. Știi care e felul 3? O mâncare bună. Nu ne place gustul totdeauna, vă spun eu, dar are putere calorică grozavă. Este să faci voia Tatălui care este în cer. Dumnezeu să ne ajute, amin? Odată predicam din mâncarea asta, în Numeri capitolul 14, parcă versetul 9, acolo, 10 oameni au iscodit țara și au adus descurajare. Dar Iosua și Caleb au stat în mijlocul lor și au spus, da, cetatea e puternică, oamenii uriași, erau anachimi acolo, fiii lui Anac, dar noi îi vom mânca. Am spus, aceștia erau canibali, măi? Evreii erau canibali, aveau să mănânci uriașii de acolo. Uriașii era doar piedica pusă în calea evreilor. Și în calea pocăinței avem atâtea obstacole și piedici. În viața noastră de fiecare zi avem atâtea piedici. Eu am copii la facultate, la liceu și în școala generală. Învață bine copiii, mulțumesc Domnul, dar unul mic plângea că nu-i bun enunțul la matematică, nu știi, clasa 5-a, 6-a. Nu, că nu-i dă rezultatul. Și nevastă-mea, care-i țărancă, cultivă pământ ca și mine, vă lua caietul, vei, dacă eu nu fac problema asta, eu mănânc caietul ăsta. Și-o făcut problemă, eu dar rezultatul era bun. Știți, câteodată ne împiedicăm la primul obstacol, la primul necaz, la prima barieră, nu mai pot, nu, le mâncăm și mergem mai departe. Necazurile, piedici, greutățile, le mâncăm ca să ne dau putere. Și vom căpăta putere. Doamne ajută, amin? Din la măsura aceea de putere,
putem să scădem sau să pierdem puterea din pricina lipsei de alimentație. Foame mănâncă putere. Sau, în Osea, capitolul 7, versetul 9, despre Efraim se spune, niște străini îi mănâncă puterea. Cum îi cheamă pe străinii ăștia? Îi aveți acasă? Sau îi țineți în buzunar? Și nu identificăm în seara asta străinii, rămâne temă pentru acasă. Dacă știi că ai ceva în casa ta, în familia ta, în inima ta, în buzunarul tău la care tot te uiți, așa în mod involuntar, vezi că ăștia îți mănâncă puterea. N-ar vrea să ne propunem să scăpăm de ei? Amin? Doamne, ajută-ne la asta! Și deoarece timpul trece, hai să luăm a doua posibilitate. De la măsura aceea de putere, noi putem să scădem, să ne păzească Dumnezeu. Dar putem să creștem în putere. În Isaia, capitolul 40, versetul 31, spune că ei își înnoiesc puterea. Da? Aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc, acei care se încred în Domnul. Există posibilitatea de a crește în putere, de a-ți înnoi puterea. Cum? Deuteronom 29 scrie înnoirea legământului. Adică trebuie să înnoim anumite lucruri, fraților, în noi. În Ioan capitolul 10, versetul 22, Iisus era în templu la praznicul înnoirii templului. Evreii aveau un templu frumos, dar din pricina utilizării, din pricina jertfilor multe, s-a murdărit templul. Aduceți-vă aminte, frații mei, că niște preoți au făcut în Cartea Cronici 16 zile curățenie. 8 zile în curtea de afară și-o cărat în pârâul cherit, acolo, tăt. Și 8 zile au făcut curățenie înăuntru, în templu. Și-o înnoit templu. Există trei vremi, trei perioade, când vorbim de templu. Există un templu la evrei care-i dărâmat, da? Templu evreiesc. Acum el nu mai este. Ăsta l-a trecut. Există un templu la viitor. Ioan spune, și am văzut în cer templul lui Dumnezeu cu oamenii. Dar ăsta încă nu a venit. Între cel trecut și ăsta care nu a venit, există astăzi templu. 1 Corinteni, capitolul 3, versetul 16. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt? 1 Corinteni 6, 18 și 19. De aceea fugiți de curvie. Orice alt păcat îl săvârșește omul în afara trupului. Dar cine curvește, păcătuiește împotriva trupului său și trupul vostru este templul Duhului Sfânt. Nu credeți că ar mai trebui făcut curățări în templul ăsta actual? Că din pricina slujbilor. Eu am acasă, am avut și cultiv agricultor și numai când tăiai un porc sau un vițel, tot ziua aveai de lucru. Până îl jupeai, tăiai copitele, tăiai coarnele, băligarul trebuia carat. Dar eu m-am dus cu gândul la jertfile din templu. Sute, mii de jertfe, ce muncă colosală era acolo! Cât băligar trebuie cărat, câte pii jupite, câte copite, câte coarne, ce era acolo? Ce muncă aveau leviții? Ori toate astea făceau gunoi, făceau mizerie. Și evreii au spus, măi, nu mai putem sluji că e prea mult gunoi. Hai să ne oprim un pic, facem curățenie și reluăm slujbele. Și bine în adunare câteodată când ne mai oprim din slujbe și mai facem curățenie. Am observat că noi avem multe căsătorii și la căsătorie așa rămâne câte un pic de gunoi, parcă după fiecare. Tot felul de obiceiuri lumești, împrumutate, aduse, băgate în adunare, cu voia fraților, spre bucuria fraților sau fără, spre întristare. Și din când în când spunem, măi, punem un hotar. Hai să mai revizuim o leacă rânduiala bisericească. De ce să vină toată lumea în adunarea din Michalaca, nu? Din pricina slujbii se face deranjul ăsta. Tot slujbă, slujbă, slujbă și ne mai oprim și mai facem curățenie și mai facem câte o înnoire a templului. Doamne ajută-ne la asta, amin? Când vorbim de înnoire, noi nu schimbăm
că lucrurile au fost puse bine. Nu mai trebuie un pic, la mine mama când vopsea în casă, mai trebuie să înnoiesc un pic. Adică să mai dau cu vopsea peste, că era sărită. În Romani, capitolul 12, versetul 2. Să nu vă potriviți chipul veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea sfântă, plăcută și desăvârșită. Eu mi-am luat ca moto în viață Matei 6:33. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate acestea Dumnezeu îi dă pe deasupra. Asta când eram încă din frage de copilărie, m-am născut în familie de pocăiți, am spus. Bunicul meu condamnat la Cernăuți, istorie de pentecostale. Și am terminat școala, m-am angajat, erau alte cerințe. O mai trecut vremea, m-am însurat din dragoste, acum 35 de ani, mai mult. Au apărut copii, o trebuie să lucrez. Și câteodată am văzut că prioritară nu e împărăția lui Dumnezeu. Și mă opream și spuneam, măi, trebuie să înnoiesc mintea mea. Trebuie să înnoiesc iar hotărârea bună care a luat-o. Mai întâi împărăția și neprihănirea. Și Doamne ajută-ne să revenim la hotărârile astea care și dumneavoastră le-ați luat. Ca să neglijez adunarea, că ai de lucru atâta. Ca să nu vii la adunare, că ești prea obosit. Ca să pierzi timpul în altă parte și nu împărtășii cu Scriptura și cu frață. Cred că ar trebui să ne înnoim hotărârile alea bune care le-am făcut. Doamne ajută-ne! În Filipeni 4:10 spune... Am avut o mare bucurie că în sfârșit ați putut să înnoiți simțămintele voastre față de mine. O înnoire la nivel sentimental. Eu când m-am hotărât pentru Domnul, am spus, Doamne, toată viața mea te voi iubi orice ar fi. Acum 35 de ani, m-am uitat la nevastă, mi-a spus, măi nevastă, toată viața mea să te iubesc. Și am iubit-o și o iubesc. Dar câteodată trebuie să-i spun, măi, trebuie să mai înnoiesc legământul ăsta. A, știți că Biblia spune că din cauza mulțirii fără de lege, dragostea se mai răcește și mai avem greșeli în viață, și eu, și ea, și să mai duce iubirea și mă opresc, măi, nevastă, trebuie să revin. Ceea ce se imputa bisericii din Efes când ți-ai părăsit dragostea din tâi. Dumneavoastră, în familie, sunt tot la dragostea din tâi? Nu știu, întreb că nu știu. În adunare, în relația dumneavoastră cu Dumnezeu, tot la dragostea din tâi sunteți? Că în Ioan capitolul 13 spune că Domnul care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta, i-a iubit pe ai săi și i-a iubit? Iubim până la capăt? Dumnezeu să ne ajute! Și în Filipeni 1:8, Pavel spune că marturul este Dumnezeu că vă iubesc pe toți cu o dragoste neprefăcută. Noi ne iubim pe toți sau avem partidele noastre, fanii noștri și pe ei iubim și restul evităm. Dar asta nu-i pocăință. Și atunci ne înnoim simțămintele astea de dragoste față de Dumnezeu și față de frați. Amin? Înnoind simțămintele îți înnoiești, dragul meu, puterea duhovnicească. Și vine Tit în capitolul 3 de la versetul 3, 4 și 5 spune... Noi eram altădată neascultători, rătăciți, răzvrătiți, trăind în pismă și în certuri, urându-ne unii pe alții și vrednici să fim urâți, frământați de tot felul de pofte, scrie acolo. Dar vine versetul 4. Dar când s-a arătat dragostea lui Dumnezeu, bunătatea lui Dumnezeu și dragostea lui față de oameni, El ne-a mântuit nu pentru faptele noastre făcute în neprihănire, ci după îndurarea sa, prin spălarea nașterii din nou și înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Un domeniu care ar trebui înnoirii făcută, în domeniu exersării darului Duhului Sfânt. Eu când eram copil mic la noi în adunare, la rugăciunile în comun veneau de la coasă, de la sapă, frață, joia seara, când aveam noi sâmbătă seara, și parcă acum mai văd, ridicau mâinile în sus și poate 30 de bărbați, 40,
Câteodată adunarea cânta în alte limbi. Eu nu eram botezat de Domnul și ascultam câmpii unu, ascultam care de care cânta mai frumos. Și se auzeau strigăte cu lacrimi în ochi, vino Doamne Iisuse! Era câte un frate venea și Duhul și merea să zic vino și cine aude să zică vino și adunarea vino Doamne Iisuse! Nu mai auzim acum. Nu mai auzim vorbiri în limbi, foarte rar. Nu mai auzim cântări în alte limbi, foarte rar. Și eu întreb, tu care ai budar de cunoștință sau vedenie sau vise și nu mai ai, de ce nu mai ai? Și tu care ai prorocit altă dată și acum nu mai prorocești, de ce nu mai prorocești? Crezi că dacă spui stăpânul mi-a fost teamă și am îngropat talentul, el te va lăuda? Nu. Frații mei, cu darul care vi l-a dat Dumnezeu, lucrați în adunare și lucrați în afara adunării, vestind împărăția. Dacă n-ai lucrat cu darul ăsta, nu mai ai timp să te pocăiești. Că eu spus rob, viclean și leneș, legați-l, aruncați-l afară, îi plâns și scrâșnirea dintr-o. De acolo încolo nu mai este pocăință. Pocăință este astăzi. Și eu doresc ca Domnul să ne umple de Duhul Sfânt, Domnul să lase darurile Duhului Sfânt în adunare și să ne înnoim în domeniul ăsta, înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Doamne ajută! Frații mei, ne apropiem din cheie, că scrie în Eclesiastul, că 12 cu 12, că multă învățătură obosește trupul, da? Am vrut să vorbesc de puterea lui Dumnezeu, că s-o citi Psalmul 145, versetul 11 și 12, vom vesti puterea lui Dumnezeu, sursa puterii la Dumnezeu se transferă prin Hristos, prin Duhul Sfânt nouă, ca un dar al Duhului și ca modalități de accesare. După ce am primit o putere de la Dumnezeu, putem, vai, să pierdem puterea prin foame sau străinii să ne-o mănânce, sau putem să ne înnoim puterea în Duhul Sfânt și eu spun la aceasta amin. No, și după ce avem o mare putere de la Dumnezeu primită, de acum trebuie să o folosim. O disipăm, că nu o putem ține în noi, nu? Și vine Scriptura și spune, la ce ne trebuie puterea asta? Să iubești pe Domnul Dumnezeu tău din toată puterea. Puterea care o avem, o folosim ca să-L iubim pe Domnul. Amin? Doamne, ajută-ne la asta. Apoi Marco, aminteam eu 2 cu 10 versetul, ca să știi că Fiul omului are puterea să ierte. Știi câtă putere îți trebuie ca să-L ierți pe fratele tău? Acum când s-au greșit fără voie, e mai ușor, dacă eu am de-am versetul acela din Petru 3 cu 8, 9, nu întoarceți rău pentru rău, nici o cară pentru o cară. Dar nu intrăm în predica asta. Când îți face unul rău, eu n-am voie să-i fac rău. Când unul mă bajocorește, mă ocărește, nu. Eu trebuie să-l binecuvintesc, că la asta am fost chemat. Dar pentru asta ne trebuie putere. Să ne dea Domnul putere. Așa folosim noi puterea. În a iubi pe Dumnezeu, în a ierta pe frați. Iacob 5 cu 16 spune, mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Îmi trebuie putere să mă rog pentru voi. Și voi rugați-vă pentru mine. De aici plec spre Bucovina. Dumnezeu să mă ocrotească. Vă rog, rugați-vă. Și eu mă rog pentru voi, da? Și în Romani 15 cu 4, acum vine Pavel, spune, noi care suntem tari, suntem datori să răbdăm slăbiciunile celor slabi. Aveți aici în Nicalaca frați cu slăbiciuni? N-aveți. Ce adunare bună. Nu mai întrebi bărbați dacă nevasta lor au câte o slăbiciune? Sau viceversa, bărbații voștri au câte o slăbiciune? Apoi eu care sunt tari, știi de ce am eu atâta putere? Eu știu să o folosesc. Dumnezeu mi-a dat multă putere ca să vă rab pe voi. Și v-a dat multă putere vouă ca să mă răbdați pe mine. Că noi care suntem tari, suntem datori să răbdăm. Dumnezeu să ne ajute. Doresc binecuvântarea Domnului să fie peste voi. N-am fost de ceva vreme la dumneavoastră, nu promit că vin repede. Suntem prins cu multă slujire în partea aceea de țară. Dar doresc ca Dumnezeu să ne facă harul ăsta când se va auzi trâmbița aceea și chemarea din Tesaloniceni.
Să ne întâlnim cu toți. Să-L întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Mângâiați-vă unii pe alții cu aceste cuvinte.